Gazmetan, reprezentat de fotbalistul Stefan Drăghici, a debutat cu dreptul în E-Cupa României, competiție FIFA 20, organizată de către Federația Română de Fotbal. Mijlocașul gazului Metan i-a învins luni după amiază pe reprezentanții FC Voluntari. Astfel, Stefan Drăghici s-a impus cu 3-0 în confruntarea virtuală cu mijlocașul Mihai Căpățână, iar apoi a trecut cu 3-1 de portarul Valentin Coșocaru. În urma acestor rezultate, Gazmetan s-a calificat în sferturile de final ale competiției, acolo unde au mai ajuns până acum Academica Clinceni și FCSB, în timp ce Universitatea Craiova și Viitorul Constanța, ultimele două câștigătoare ale Cupei României, au fost calificate direct. Partidele se dispută în sistem cel mai bun din două meciuri, cu regula golului de aur în meciul 3, în caz de egalitate pe platforma PlayStation 4, iar toate echipele au aceeași valoare a jucătorilor în joc, rating mediu 85. Finala E-Cupei României este programată pe 6 mai.